Bun. Deci în acest video noi o să definim sistemul rutier. În cazul ranforsării și în casetă. Da? Deci la ranforsare aici noi avem două straturi. 4 cm și 6 cm, deci în total avem o grosime de 10 cm. Ok. Mergem aici la secțiune tip și aici grosimea minimă a sistemului rutier. Rutier scriem 0,1. Patul drumului paralel, sub paralel cu partea de sus a părții carosabile. Automat se pune în cazul în care, da, ultimul strat vrem să fie de 4 cm. Dar dacă la noi este reabilitare, se pune automat. Pardon, sub paralel. Ok. Haideți să definim și la sistemul rutier straturile. O să fie una, două straturi. Primul strat la noi este MSF16. Scriem aici numele stratului MSF16. Și are grosimea de 0,1. De ce 0,1? Pentru că la noi programul calculează de la grosimea totală. Da? Deci aici este cota de sus, de fapt. Da? 0,1. Și după aia scădem câte un strat. Următorul strat este de 6 cm și e BAD25. Scriem aici BAD25 și scădem primul strat de 00, cât ai scris, e 04, da? Să fie 006. 03, 06. Dăm click pe secțiune, nu vedem nimic, pentru că noi nu am definit tronsonul. Da? Și zicem de la kilometru inițial până la kilometru final. Secțiune tip 1, secțiune tip de sistem rutier 1, adică 1, da? Noi avem aici un tip de secțiune, un tip de sistem rutier. Și acum dacă mergem și ne uităm, vedem, da? Un strat și al doilea, care se termină în codul 2. Acum, ca să-i dăm taluz la aceste straturi, noi trebuie să mergem aici la primul strat și la taluz exterior să-i dăm 1. La următorul la fel 1 și pe al doilea strat să le extindem cu 004, da? Ca să vină, să ajungă până aici, până la intersecția cu taluzul de la primul strat. 004. S-a extins, ok. Și aceeași situație pe partea dreaptă, da? Copiem stirul din partea stângă spre dreapta, da? S-a copiat. Bun, mai departe. Trebuie să adăugăm caseta. Caseta o avem noi aici și este alcătuită din 4-6-6. Da? Deci 4 cu 6, astea sunt primele straturi care merg și pe zona structurii existente. Și în plus noi venim cu 6 cm de AB2. Da? Deci pentru a adăuga o casetă noi mergem aici la sol selecționat și adăugăm primul strat de 006. 006. Lipire și ok. Mergem la secțiune reală să vedem. Da, este. Stratul ăsta la noi în mod normal ar trebui să vină până aici, până în codul 2. O să-i modificăm și chestia asta, cum el merge până în codul exterior, până 100. Nu, la noi trebuie să vină până în codul 2. Și încă un pic. Aici, la distanța exterioară, mai dăm încă un 0,20, da? Ca să iasă un pic în afară. La fel și pe partea dreaptă. Îi zicem că ne interesează codul exterior să fie 2 și încă un 0,20 în plus. Ok. Bun. Următorul strat are 25 de centimetri, 25 și 20. Da? Deci 0,25, 0,25 și 20.
Ok. Aceste staturile am adăugat, ele așa și merg până în capăt, însă aici unde este structura existentă, ele nu mai trebuie să meargă, trebuie să meargă, să pornească de aici, da? Deci doar caseta. Pentru asta noi vom aici da teranforsare și o să mergem în alt meniu, aici la da teranforsare și adăugăm aici, de fapt, ia să vedem aici dacă adăugăm kilometru final, reconstrucție, frezare. Unde l-a tăiat, unde nu l-a tăiat. Acesta este un modul mai complex și are foarte multe setări și eu de obicei îl iau pe nimerite. Nu vreau să sol selecționat minim, ar fi 006. Acel strat normal și aici egalizare ar fi ceva de genul, însă noi o să trebuiască să ne uităm și pe profile transversale, să verificăm dacă totul este ok. Dăm un calcul ca să se actualizeze profilele proiectate și acum mergem să vizualizăm profilele. Mergem la editor de profile și aici deja avem, în afară de perf, da? Deci în perf se salvează profile transversale existente. În ESPOL se salvează profile transversale proiectate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că el a luat din perf, a luat profile transversale existente și le-a pus peste ele proiectatul, da? Le-a amestecat și a salvat fișierul ESPOL. ESPOL 1 și PERF 1 vine de la axa, numărul axului. Numărul axului 1 e ESPOL 1, numărul axului 2 e ESPOL 2. Ok? Îl deschidem și vizualizăm transversalele noastre. Aici am zis că la început e o problemă acolo, trebuie să extindem drumul nostru existent. Mergem mai departe, aici ne uităm, verificăm până când totul este ok. Și la fel putem să verificăm suprafețele, da? Sistemul rutier. Deci ăsta este sistemul rutier care vine peste drumul existent, debleu. Asta este săpătura, da? În drum, în teren. Sol selecționat 5, da? Este primul strat din casetă. 4 al doilea, 3 și 1, da? 1 ar fi egalizarea. Dar la noi a dispărut un strat. Haideți să vedem unde îl găsim. Și de ce a dispărut? Aici iarăși niște probleme. Aha, noi încă nu i-am definit aici. Trebuie să mai mergem să mai definim aici undeva. La reabilitări, grosimea minima stratului 0,1,